Bine v-am găsit, dragi prieteni, iată, avem câteva aniversări astăzi de celebrat, de exemplu. Noi o să avem 28 de ani la sfârșitul 2017 vis-a-vis de Revoluție, 27 de ani scrie aici de istoria capitalei. E un anunț venit chiar din anunțul telefonic. Prezentăm mai rar adevărat anunțul telefonic, dar ne-au trimis cu dedicație, au venit recomandată, un plic imens mă aștepta astăzi pe birou, de la doamna redactor șef, înțeleg, de la anunțul telefonic. Ei bine, care era ocazia? Anunțul telefonic, o să vi-l arăt imediat, apărea pentru prima dată în capitală fix acum 25 de ani. Iată-l, pe 7 iunie 1992. Costa 15 lei. Astăzi, anunțul telefonic arată așa. Iată-l, mult mai stufos. Sigur că lumea are mai multe telefoane decât în 1992, dar costă un singur leu. Mai costă 15 lei. E bine, aici sunt câteva lucruri, că nu de dragul publicației, bineînțeles, facem aceste eforturi de a începe emisiunea cu ei, ci pur și simplu pentru noi, de dragul fidelilor noștri telespectatori, să le readucem aminte cum eram noi în 1992. De exemplu, o garsonieră în București se vindea atunci cu 3.500 de dolari. Un apartament cu două camere militari costa 9.000 de dolari. 3.500, deci o garsonieră. 9.000, un apartament cu două camere militari. Trei camere costau 15.000 de dolari. Cursul mediu al dolarului în 1992 a fost de 307,95 de lei. Am selectat câteva anunțuri, spune doamna, care ne arată starea națiunii. Lăsați-mă, doamne, cu starea națiunii. De atunci, așa, mai multe puteți citi în ediția aniversară, adică în asta. Pe noi nu ne interesează să citim foarte multe, dar o să vă citesc câteva dintre anunțurile lui iunie 1992, absolut reale, ca să vedeți totuși cam ce popor suntem, de unde venim și cât ne-am schimbat, cât ne-am maturizat în această perioadă. Învățați să notați în 7 zile. Lecții individuale numai pentru adulți. Punct. Cumpăr balamale pentru uși batante mari. Deci iată un nene care își dă numărul de telefon. Atunci telefonia era diferită de astăzi. În București erau 6 cifre și atât. Erau telefoane mobile, toate sunt fixe aici. Deci învățați să notați în 7 zile, dădea lecții de not și după aia cumpăra balamale. Persoană ilustră, vizitez bilunar România, doresc însoțitoare 23-28 de ani. Rog foto. Schimb Dacia 1300, fabricată 1988, stare foarte bună, pentru tractor VG5G cu remorcă. Iată, 5G în 1992. Noi trebuie să suntem la 4G astăzi, cu revoluționarea telefoniei mobile. Obiecte lăsate în mașină după Revoluție, zice unul. Păgubașul să dea anunțul și numărul de telefon, ofer pașapoarte pentru schimb valutar, comision 5%. Deci ăsta lăsase obiectele în mașină, trecuseră totuși aproape 3 ani de la Revoluție. Tineri căsătoriți intelectuali serioși doresc să îngrijească bătrân sau bătrână, fără moștenitor, pentru spațiu. Acum o să-i dea în cap și să ia spațiu. Oferă recompensă deosebită pentru înleznire, instalare post-telefonic. Calea Ferentari, adevărat, numărul 12. Mucegaiul apărut în locuință îmbolnăvește grav locatarii. Se distrugea însă rapid, ieftin și garantat la numărul de telefon respectiv. Grădina zoologică, bănesc că e grădina de la Băneasa, vindea atunci, pe 7 iunie 1992, blană de jaguar argăsită, unicat, evident, în lume, 130.000 de lei. Relațiile erau numai după ora 19 la telefon. Bă, oare de ce? Sigur că jaguarul este un animal nocturn. Dar atâta timp cât îi vindeai, blana mai conta la ce oră suni. În fine. Soarta le surâde numai celor curajoși. Era un fel de, Caritas, bănuiesc. Cu 500 de lei câștigați 2.048.000 de lei.
Erau multe numere de telefon, dar trebuia să ai curaj să suni între orele 17 și 21. Fiți atenți la ăsta. Doresc viză sau chemare în Spania, ofer 100 de mii de lei. Păi cu banii ăia aproape că puteai să cumperi blana Jaguarului. Ție îți trebuia viză de Spania. Când te gândești astăzi, românul se duce în Spania, nu mai știe ce aia viză. Manager bancar, 33-160-55, doresc economistă, paranteză studentă, 20-25 de ani, inteligentă, fascinantă, realistă, uluitoare, weekend munte, 66-30-42. Ăsta e numărul de telefon. M-am putut abține să nu-l dau. E, dragă prietene, manager bancar, 33-160-55. Să știi că astea au ajuns la oamenii politici de astăzi. Fascinantele și uluitoarele. Nu erau de nasul tău. Fotografii pentru anunțuri matrimoniale, tehnică, publicitate, ocazii familiare, reproduceri, developări, execută rapid și autorizat. Și în fine, frezor, 43/174, adică ce, 43 de ani, 1,74 m, frezor, da? Doresc tânără suplă, numai căsătorie. 22-46-98. Dacă mai poate suna cineva astăzi, la 25 de ani distanță. Îi mulțumim doamnei Mihaela Stambeca pentru asta, într-adevăr, noi eram cei vizați, nu starea nației sau a națiunii. Mi-a spus astăzi un nene, sau ieri, nu mai rețin, foarte mândru de el, și-a și declanșat blițul înainte să-i dau răspunsul. Eram într-un parc în București și mi-a zis: "Noastră sunteți cel de la Digi24? Foarte încântat pe el. Într-adevăr, avea fața așa de corporatist. Era genul ăsta. Dacă nu era corporatist, ajungea frezor. N-avea încă 43 de ani. Cam 1,74 avea. Și ar fi sunat toate rudele în momentul respectiv, dacă digitalizarea asta ar fi fost la o altă epocă. Dar, totuși, cuvintele au fost mai degrabă la mine decât la el, ceea ce, sigur, nu-i de mirare. După ce mi-a pus această genială întrebare, sunteți cel de la Digi24, eu i-am spus doar atât. Care Bulgac? Se pare că, totuși, de Serghei Bulgac n-auzise omul nostru. O să vorbim despre sechestru pus... Despre sechestru pus companiei RCS-RDS, dar nu înainte de a trece prin tunciur preliminar revistele și ziarele de mâine, începem cu această uluitoare copertă din Marea Dragoste. Să sperăm că noi suntem primii care o promovăm pe Ilona Năstase. Iată-o, prea frumoasa fată a Aliciei Năstase. Da? Aliciei Năstase Buciuta. Iată, aceasta este fica ei, aproape editorialistă deja. Pe partea cealaltă, Marius Manole, poate mai puțin cunoscut decât ar fi fost cazul, dar asta e. Da, întorcându-mă la Ilona Năstase, ea are un jurnal, scrie despre mama ei, bineînțeles, cât am apucat și eu să mă uit, dar oricum mi se pare interesant, doamnă, dacă totul e între noi așa, la ora asta bănesc că ne urmăriți, dacă nu aveți, vorba lui Dragoș Stanca, toate sursele astea digitale la dispoziție, e de măritat, doamnă, fata? Că acum vă întreb așa ca Johnny Hallyday, care știți că și-a contat viitoarea soție pe vremea când era însurat, avea nu știu câți copii, iar ea era undeva la 7-8 ani. Și i-a spus bunului său amic: mă, pune-mi-o deoparte. Când ajunge 18 ani, mă suni, o iau. Doamnă, dacă cu cine vreți să o măritați? Doamnă, nu o să o dați așa unui terchea-berchea, mai să știți care e riscul în ziua de astăzi să vă măritați fata pe toți coclaurii, da, cu un june de ăsta prim, bun de primar de sector. Iată-o pe Ilona Năstase. Da, sper că suntem totuși printre primii care o pețim așadar în direct. Bun, acum v-aș citi, ca să intrăm un pic, să demarăm și noi treburile reale, câteva versuri din Nichita Stănescu, dacă tot suntem la ceasuri aniversare. Se numește Adolescenți pe mare. În poezie scrisă la 11 octombrie 1964. Nichita a murit în anii 80, mai avea un pic de timp.
din volumul Dreptul la timp, 1965. Bă, asta ne spune ceva. Celor care am mai trecut pe la școală, Dreptul la timp, 1965, ca să nu pretindă unii că citim numai din Mircea Dinescu. Iată, am citit și din Gabi Firea, bineînțeles, îi luăm pe toți la rând, așadar, și nu neapărat în ordinea netrebuită. Adică Gabi Firea, Mircea Dinescu, Nichita Stănescu. S-ar putea ca asta să fie ordinea, nu, nu putem noi să-i judecăm pe poeți. Deci adolescenți pe mare. Această mare e acoperită de adolescenți care învață mersul pe valuri în picioare, mai sprijinindu-se cu brațul de curenți, mai rezemându-se de o rază țeapănă de soare. Eu stau pe plaja întinsă, tăiată în unghii perfect, și îl contemplu ca la o debarcare. O flotă infinită de iole, și aștept un pas greșit să văd sau o alunecare, măcar până la genunchi în valul diafan, sunând sub lenta lor înaintare. Dar ei sunt zvelți și calmi și simultan au și deprins să meargă pe valuri în picioare. Asta ar fi bună, sună bine pentru noi la ora asta când, într-adevăr, calculele, jocurile sunt toate de altă dimensiune. Bun, mergem mai departe că văd că au sosit, nu avem timp să le trecem în revistă așa cum ne-am dorit. Am primit un pachet din Franța. Țin pe această cale să-i mulțumesc lui Radu Petrică, omul nostru din Constanța și el, care ne-a trimis ieri o ladă de suveniruri australiene. A sosit. A sosit pachetul, într-adevăr, și cu tricoul respectiv. Mi-am dat seama dacă e de rugby sau de fotbal, dar în orice caz în culorile naționale australiene. Gala! Kate, iată-o, Kate Middleton, a măritat-o, cum spun francezii, pe Pipa Middleton. Mă țineți minte pe Pipa, cum tânjam după ea atunci când se măritase Kate. Ne uitam cu toții numai la Pipa, țineți minte. E bine, s-a dus și ea. El Marisa Sir Pipa. Iată, aici deja e vorba de George și Charlotte, star de la ceremonii altceva. Toate le foto de la noi, ăștia sunt. Pipa Middleton și-a găsit și ea. Pe unul, îl vedeți, ăsta este, e, clasic, englezoiul, îmbrăcat așa, subțirele, adevărat, dar mai degrabă un șters, dacă ar fi să ne dăm cu părere. În rest, ce ar mai fi interesant, Izia Ijlin, asta este fica lui Jacques Ijlin, probabil, un mare crooner francez, interesantă fică sa pe de altă parte, dar pozele sunt totuși destul de mici în gala pentru a le arăta chiar pe toate la cameră. Iată o imagine cu Emmanuel Macron, cu ceea ce pare să fie în continuare soția lui. O vedeți aici, atenție, nu e bunica sau bona. Da? Și acolo cu ochii mascați de political correct, unul dintre copiii cuplului prezidențial sau cine o fi. Așa, vite pris se marc dans palais de la République. Enquête, așadar, ia să vedem. Les enfants avaient déserté l'Élysée depuis le départ de Nicolas Sarkozy. Așa, acum s-au întors, ils reviennent en force avec les petits-enfants et les neveux et nièces de Brigitte et Emmanuel Macron, comme ici le jour de la passation de pouvoir, le 14 mai dernier. Într-adevăr, așadar, nepoții, nepoatele cuplului prezidențial cu toții sunt acolo. Bun, deci asta în gala. Am primit parimaciu, iarăși Pipa, rând în jur. El a volat la vedette de sa sœur. Iată, Pipa Middleton, o vedeți și pe sora ei, și moaca aia de englezoi incredibil, absolut incredibil, caricatural de british este nenea ăsta. Iată-l, toată viața lui nu va fi altceva decât soț. Exact ca și în cazul Elisabetei a doua, regina Angliei. E, și cum, dacă ați văzut până la capăt sezonul 5 cu familia Underwood în House of Cards, culisele puterii, cum este el tradus la noi, ei bine, cei doi Underwood, un fel de Traian Băsescu și Elena Udrea, cam așa. E bine, vedeți acolo la sfârșit cum el devine până la urmă, fără să divulg mari lucruri din
serial. Știu că cei care piratează l-au văzut repede pe nerăsuflate în primele, nu chiar în primele 48 de ore, că nu mai e chiar așa. M-am mai întâlnit și eu cu unii și întrebam câte episoade ai văzut. El nefiind abonat niciodată la nimic, el piratând totdeauna, și spunea, păi nu, că știm, la ăsta mă uit mai încet, că e un serial mai bun. Păi și cât ai văzut? Păi n-am văzut decât primul episod. Adică nu putea să pirateze mai repede. Există totuși acolo niște reguli, dar nu poți să piratezi de la o mare companie dintre asta, chiar în prima seară, tu, care nu plătești niciun abonament, toate 13 episoade. Și atunci, o iei și tu, când îți dau aia câte un episod, mai vezi și tu câte un. Dar românul se descurcă și asta vreau să vă spun, că pe final el devine, până la urmă, doar bărbatul soției sale, pentru că Claire Underwood devine pe final președintele Statelor Unite și spune la sfârșit, de aici înainte e rândul meu. Deci să ne așteptăm ca în sezonul 6 să o vedem pe ea conducând prima femeie din istorie care ajunge la Casa Albă. Am fost și noi aproape să avem o femeie la Casa noastră Albă, dar până la urmă, după cum știți, îi mai lipseau vreo 95%. Zici că e Monica Tatoiu, Andreea Esca, depășită și de timp și de realitate. Fica mea are o oră fixă la care trebuie să vină acasă. Așa e când dai interviuri și n-ai nimic de spus. Vedeți, toată viața mi-a plăcut chestia asta. Dacă n-ai putut să scoți mai mult dintr-un interviu decât asta, acum sigur Alice Năstase, dacă se uită la noi, o să râdă. Da, nu râde public, râde așa în barbă de glumele astea pe care ea nu-și permite să le titreze în revistă, că nu-i politic corect să râzi de Andreea Esca în România. Dar apreciază glumele astea. Deci atâta, că n-ai nimic de spus până la urmă. O să încheie o carieră de asta de vedetă de televiziune de 40 de ani, o să-ți apară ridurile peste tot, o să te dea afară ca pe Claire Chazal și tu o să dai un interviu la Mamut pe $250.000.